Federația Rusă vrea să includă Republica Moldova în sfera sa de influență, fără să țină cont de drepturile omului și libertatea de exprimare, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, miercuri la Congresul Partidului Popular European de la București. Șefa statului a cerut sprijin pentru Ucraina, deoarece de această țară depinde și soarta Republicii Moldova, a precizat Maia Sandu. In Ukraine, Europe's security is on the line. It is not a time for doubt. Ukraine needs full support from all three European nations. There is no task more urgent than supporting Ukraine and securing peace. În cadrul discursului său, Maia Sandu a precizat că pentru Rusia, oamenii din Moldova nu au niciun cuvânt de spus în ceea ce privește planurile lor geopolitice. Suntem văzuți ca niște linii pe hartă, a spus șefa statului. But the Moldovan people have chosen a different path. Today, Moldova is not on the table as Russia desired. Instead, Moldova is at the table. Our people have made a sovereign and conscious choice not to be forcefully consigned by Russia's sphere of influence again. La Congresul Partidului Popular European participă peste 2000 de delegații din 40 de state. Evenimentul este organizat în contextul alegerilor europarlamentare din luna iunie 2025.